Ascultați un mesaj susținut de Andrei Popescu, pastor al Bisericii Baptiste din Beaverton, Oregon, Statele Unite ale Americii. Am să încep sesiunea de astăzi din Cartea Iov citindu-vă câteva versete din capitolul 4 și 5. Spune așa, fi omul fără vină înaintea lui Dumnezeu, Asta este vocea unui duh pe care Elifaz, unul din prietenii lui Iov, a auzit-o într-o noapte de groază. Fiva omul fără vină înaintea lui Dumnezeu, fiva el curat înaintea celui ce l-a făcut. Dacă n-are încredere Dumnezeu nici în slujitorii săi, dacă găsește el greșel chiar la îngerii săi, cu cât mai mult la cei ce locuiesc în casă de lut, care își trag o bârșia din țărână, care pot fi zdrobiți ca un vierme. De dimineață până seara sunt zdrobiți, pierd pentru totdeauna și nimeni nu ține seama de ei. Li se taie firul vieții mor și tot n-au căpătat înțelepciunea. Striga acum, cine îți va răspunde, căruia dintre sfinții vei vorbi? Nebunul pierde ucis de mânia lui, prostul moare ucis de aprinderea sau de dorința lui. Am văzut, am văzut pe un nebun prin de rădăcină, dar deodată i-am blestemat locuința. Fiii lui nu au noroc, sunt călcați în picioare la poartă, nimeni nu-i scapă. Săcerișul lui este mâncat de cei flămânzi care vin să-l ia chiar și acum din spini și averile lui sunt înghițite de oameni însetați. Nenorocirea, nu răsarea din țărână și suferința nu încolțește așa din pământ. Omul se naște să sufere după cum se naște scânteia ca să zboare. Și, deodată, vocea asta se schimbă. Parcă Elihu se trezește ca din somn și continuă. Eu, eu însă aș alerga la Dumnezeu. Dumnezeu i-a spune necazul meu. El face lucruri mari și nepătrunse, minuni fără număr. El varsă ploaie pe pământ și trimite apă în câmpii. El înalță pe cei smeriți și izbăvește pe cei necăjiți. El nimicește planurile oamenilor vicleni și mâinile lor nu pot să le împlinească. El prinde pe cei înțelepți în viclenia lor și planurile oamenilor înșelători sunt răsturnate. Dau peste întuneric în mijlocul zilei, bâi își buie ziua în amiaza mare ca noaptea. Astfel Dumnezeu o crotește pe cel slab împotriva amenințărilor lor și îi scapă din mâna celor puternici, așa încât a sprijină pe cel nenorocit, iar fără de legea își închide gura. La adăpostul lui Dumnezeu, ferice de omul pe care îl ceartă Dumnezeu, nu ne socotim mustrarea celui apotot puternic, el face rana și tot el o leagă. El rănește și mâna Lui te măduiește. De șase ori te va izbăvi din necaz și de șapte ori nu te va atinge răul. El te va scăpa de moarte în vreme de foamete, de loviturile sabiei în vreme de război. Vei fi la dăpost de biciul limbii, vei fi fără teamă când va veni pustirea, vei râde de pustire ca și de foamete și nu vei avea să te temi de fiarele pământului. Căci vei face legământ până și cu pietrele câmpului, și fiarele pământului vor fi în pace cu tine. Vei avea fericire în cortul tău, îți vei găsi turmele întregi, îți vei vedea sămânța crescându-ți și odrasle nemulțindu-se ca iarba pe câmp. Vei intra în mormânt la bătrânețe ca snopul strâns la vremea lui. Iată ce am cercetat, și așa este. Ascultă! că sunt spre folosul tău. Asta este a zecea sesiune din trecerea asta a mea prin cartea lui Iov. Nu vreau să spun din studiu, pentru că cuvântul studiu e un pic cam pretențios pentru ceea ce fac eu aici. Pe aici, pe acolo, am spicuit câteva gânduri care să ne ajute să-L înțelegem mai bine pe Dumnezeu, să înțelegem mai bine sufletul omului al nostru. Deși cartea asta Iov este cunoscută ca fiind cartea suferințelor, ea este mai degrabă un manual despre neprihănire. A zice un termen similar ar fi nevinovăție, deși asta înseamnă nițel altceva. Un manual despre o stare fără prihană, adică o stare fără păcat. Din cartea asta înveți despre binele pe care ni-l acordăm noi înșine, cumva o care le punem în pieptul nostru, un fel de explicație despre bunătate, credincioșie, neprihănirea pe care noi înșine vrem să o fabricăm ca majoritatea învățăturilor scripturii, manualul ăsta duce învățătura ei la un extrem absolut. Pentru ca niciunul din noi să nu poată vreodată să spună că situația lui era mai ceva, mai gravă, mai la stângă, mai la dreapta. Ca să ne învețe cât ne duce neprihănirea fabricată de om, manualul ăsta îl împinge în față, îl împinge pe scenă în rolul principal pe cel mai bun dintre toți oamenii care existau în timpul acela, pe Iov. Dumnezeu recunoaște că la acea fază din timp nu exista nimeni așa neprihănit ca Iov. Era cel mai bun dintre cele mai buni. Și după lupte sufletești grozave, acest Iov ajunge să spună Acum, când ochiul meu a văzut pe Dumnezeu, mi-este scârbă de mine neprihănirea fabricată de noi, chiar de cei mai curați și mai buni dintre noi, ne duce până aici. Ajungi să-ți fie scârbă de tine. De aici însă poți ajunge să capeți neprihănirea lui Dumnezeu, iertare și o natură nouă de la Dumnezeu. Asta rezistă toată viața și mai mult de atât. Asta rezistă la judecata finală. Acum, bine că am ajuns la cuvântul ăsta, la judecată. Toată cartea lui Iov are loc într-o curte de judecată. Toți protagoniștii unei curs de judecată sunt aici și fiecare cumva și-a ocupat scaunele pe care ei cred că trebuie să le ocupe. Este adevărat că până la sfârșitul cărții sunt unii din ei care vor schimba poziția inițială. Ca la orice curte de judecată, este unul care este acuzat de ceva, la orice fel de curte de judecată, e unul care e acuzat de ceva, al minte degeaba te duce acolo. Cine este acuzat în cartea asta? Cine este chemat să dea socoteală? Cel acuzat este Dumnezeu. Dumnezeu este pe scaunul celui acuzat. Este unul aici care acuză. Cine acuză pe Dumnezeu de nedreptate, de călcarea neprihănirii lui proprii? Este unul, e un om, Iov. Iov este procurorul care arată degetul acuzator. El are argumente, are dovezi, cum zicem noi aici, case studies, prelegeri. Nu o face pentru bani așa cum face un avocat obișnuit, ci are toată pasiunea experienței proprii în toate acuzațiile lui. Eu îl acuză pe Dumnezeu de experiențele pe care el însuși a trecut. Acum. În orice curte de judecată nu poate fi numai ăla care acuză. Există și o parte a apărării. Sunt unii care apără pe cel acuzat. Și ei au, au argumente, au dovezi. Și ei poate să dea exemple de viață, case studies. Cine sunt apărătorii ăștia? Primul din ei și probabil unul din cei mai formidabili este surprinzător. Un duh, diavolul. Vocea unui duh, a, căror, a cărui cuvinte au fost auzite într-o noapte de groază și de teroare pentru Elifaz, prietenul lui Iov. În acea noapte pe care el nu va putea să o uite vreodată în viață, a auzit cuvinte care cumva par să justifice orice fel de cruzime a lui Dumnezeu împotriva omului. Apărătorul ăsta lui Dumnezeu. Adevărat, devine acuzatorul și procurorul împotriva omului. Și Dumnezeu mai are aici câțiva apărători, prietenii lui Iov. Ei își iau responsabilitatea să-l apere pe Dumnezeu de atacurile lui Iov. În curtea asta de judecată este ceva ciudat. Judecătorul, pentru că trebuie neapărat să existe un judecător într-o curte de judecată, judecătorul este același cu acuzatorul. Este Dumnezeu. Se pare cumva că situația asta, așa de ciudată, este totuși acceptată de toată lumea în curtea asta de judecat. Eu vă acuză pe Dumnezeu, dar el acuză pe Dumnezeu lui Dumnezeu, plângându-se tot lui Dumnezeu. El însuși se pune sub judecata dreapta lui Dumnezeu, arătând în același timp ceea ce el numește nedreptățile lui Dumnezeu. El îl acceptă pe Dumnezeu ca judecător și cere cumva lui Dumnezeu să facă lui dreptate împotriva lui însuși, împotriva lui Dumnezeu. Dumnezeu este totdeauna judecătorul drept. Chiar când El însuși este cel acuzat, Dumnezeu nu e ca un om. El poate fi și acuzat și poate să fie și un judecător drept în același timp. Și asta El a dovedit așa în praznic la Golgota, când El însuși s-a pedepsit pe cruce pentru păcatele pe care El a decis să le ia asupra Lui. Nu l-a obligat nimeni să le ia asupra Lui. Iisus a zis, nimeni nu-mi ia viața, mi-o dau de la mine însumi. Și a decis să ia păcatele asupra Lui. A decis să devine cel mai grozav acuzat. Dar în același timp era Dumnezeu din cer cel mai drept judecător. Și a putut să fie și una și alta. El atunci a fost și acuzatul și judecătorul. Și a fost absolut drept, total și complet. De aceea, nimeni aici, în cartea asta lui Iov, nu contestă aici dreptul lui Dumnezeu să fie judecător. Prietenii lui Iov vorbesc despre dreptatea lui Dumnezeu. Până și diavolul spune că Dumnezeu judecă și condamnă pe toți. Și recunoaște cumva poziția de judecător al lui Dumnezeu. Și așa începe cartea neprihănirii omului și a neprihănirii lui Dumnezeu, cartea lui Iov, cu Dumnezeu pe banca acuzaților și cu omul pe banca celui ce acuză. Cam așa este viața omului în general pe pământ, viața mea și a dumneatale, care mă ascult. Suntem oameni care acuzăm. Omul acuză. El spune: Nu sunt eu vinovat. Eu sunt bun. Omul, chiar când face păcate, spune că sunt doar accidente. Spune: Eu nu sunt așa cum se vede în poza aia când am omorât, când am furat, când am mințit, când am distrus. Nu, nu m-a prins bine aparatul de fotografie chiar atunci. M-a prins într-un accident, în ceva care nu sunt eu, de fapt. Eu sunt bun, spune omul. Dar. Cum de ies toate așa rău în jurul meu atunci dacă sunt așa de bun? Cum sunt atâtea lacrimi, durere, sânge, crime, minciună, fur, distrugere, oriunde apare omul, apar toate astea. O, oh, atunci trebuie că este de vină altcineva. Și aici omul devine procuror, devine acuzator. Trebuie să vină vina cuiva și în ultima instanță este vina celui care a lăsat lucrurile astea să ajungă în stilul ăsta, este vina lui Dumnezeu. Acum, e adevărat, eu simplific la maxim viața complexă pe care o avem fiecare dintre noi. Dar în esența ei, cam așa este pentru toți. Credem, cumva, în interiorul nostru că suntem buni. Până și cel mai rău mafiot și criminal și om care transmite droguri la copii, și ăla crede cumva că este bun. Cumva crede că răul din jur trebuie să fie vina altuia, a societății, a părinților, a, a, cosmosului, în cele din urma lui Dumnezeu care permite toate astea. Trăim noi, fiecare, toată viața într-o curte de judecată și ne-am așezat pe scaunul procurorului și o viață întreagă încercăm să demonstrăm audienței care în jurul nostru să demonstrăm oamenilor din jur, lumii, să demonstrăm soției, copiilor, să demonstrăm celor de la biserică, prietenilor, să demonstrăm tuturor cât de buni suntem noi de fapt. Și vrem să-i demonstrăm până și judecătorului lui Dumnezeu, să-i demonstrăm cât de buni suntem. Mai mult, de pe scaunul ăsta al acuzatorului, arătăm cu degetul în toate punctele cardinale, inclusiv drept în sus ca să arătăm unde este vinovatul. Și facem asta fără să ne dăm seama însă că pe scaunul ăsta de, al celui ce acuză era deja cineva, când noi ne-am așezat pe el în postura de procuror și de acuzator, era deja cineva care știa să pârască cu argumente valide, nu fabricate de mintea noastră. Era deja acolo diavolul care avea argumente foarte serioase în acuzațiile lui. Și din pricina asta, prima voce în curte asta este a lui, a diavolului. Și diavolul aici, în visul acesta, în, în teroarea aia de noapte a lui Rifaz, râde de prostia umană, râde de umanitatea care vrea să-i demonstreze lui Dumnezeu cât de cum se cade și cât de bună este. Râde de atâta prostie și mândrie pe care practic Parcă nici la el nu a văzut-o. Se întreabă Duhul ăsta cum, cum e posibil ca vierme, ăsta de om care se naște ca să piară, cum e posibil ca el să creadă că poate cineva să fie găsit nevinovat înaintea lui Dumnezeu. El știe, are experiență dinainte de crearea Pământului. A fost într-o zi de mult înainte să existe Marea și Munții a fost el unul din, a fost cea mai strălucitoare a lui Dumnezeu, Lucifer. Și într-o zi a avut, a avut doar un gând nesăbuit. Așa a gândit ceva greșit, doar unul. S-a gândit să ajung ca Dumnezeu, adică să am voința mea în afara voinței lui Dumnezeu. A un gând. Și Dumnezeu a văzut vina și a văzut păcat la el și la alte ființe ca el. Și a urmat o prăbușire năpraznică despre care Isaia vorbește, parcă în Isaia 14 sau nu știu unde undeva în Isaia, vorbește plângând, geluindu-se. Când citești capitolul ăla despre căderea lui Lucifer, aproape, aproape ți se pare că vorbește despre Isus, cu jale mare. Și Duhul ăsta știe cât de perfect e Dumnezeu și cât de drept e că n-a putut să treacă cu vederea un gând de-a lui și râde de tâmpenia omului care crede că el îl poate impresiona pe acest Dumnezeu perfect cu cârpele alea murdare ale faptelor lui bune. Și apoi râde că omul mai are și tupeul să se așeze pe banca acuzatorului și să arate cu degetul în dreapta, în stânga, înainte, înapoi și în sus, și întreabă el cum ar putea omul să fie nevinovat. Spune în altă parte, prin vocea omului: Nu se va găsi niciodată un preț de răscumpărare pentru el. Asta demonul nu poate să înțeleagă: preț de răscumpărare pentru cineva. Niciodată. Și așa merg majoritatea oamenilor prin viață, prin curtea asta de judecată, stând, așezându-se bine înțepenit pe un scaun unde mai e deja cineva acolo, stând alături de diavol pe, pe punctul de acuzator. Diavolul era deja așezat acolo din vremuri străbune, el ne acuză pe noi oamenii, pe noi ne arată cu degetul înaintea judecătorului, înaintea lui Dumnezeu. Și omul în general în viață se așează tot pe scaunul acuzatorului și arată cu degetul la diavol, la oameni, la Dumnezeu, peste tot numai la el nu. Și Elifaz povestește cuvintele duhului acesta pe care l-a auzit într-o noapte de groază. Și la un moment dat se dezmeticește. La sfârșitul povestirii lui se întoarce spre Iov și spune Duhul asta mi-a zis, nu există șansă pentru om. Eu însă, spune Elifaz acum cu vocea lui, aș face altceva. Eu am altă părere. Eu aș alerga la Dumnezeu. Aici, în gura lui, vorbește acum Duhul lui Dumnezeu. Și Elifaz începe așa bine aici. Eu, spune el, nu aș asculta de vocea aia pe care am auzit-o în noaptea asta de groază. Eu aș alerga însă la Dumnezeu. Adică, spune el, aș schimba scaunul pe care stau în curtea asta de judecată. L-aș lăsa acolo pe cel ce era menit să acuze, pe Duhul ăsta care tot timpul acuză. Și eu unul, spune Elifaz, m-aș muta pe alt scaun. Dar unde să ne mutăm în curtea asta de judecată? Pe ce scaun să stăm? De judecată cumva nu putem scăpa. Aici vom sta toată viața și dincolo vom avea parte de una foarte reală. De o judecată foarte reală. Dar putem alege unde să stai în curtea asta de judecată. Dumnezeu însuși ne spune nouă în Isaia 1. Veniți, voi, oamenilor, să ne judecăm. E foarte bine că ai intrat în curtea asta de judecată, dar unde ai de gând să stai? Pe ce scaun ai de gând să stai? Există un singur loc în curtea asta de judecată, un loc care ne aparține nouă omului, pe banca acuzaților, pe banca celor vinovați. Și, în mod stupefiant, este singurul loc care ne dă, de fapt, o șansă de scăpare. Dar cum, așa? Pentru că odată ce ne luăm locul acela cuvenit, căpătăm dintr-o dată un avocat, un apărat, un apărător. Și Dumnezeu, judecătorul nostru, devine el însuși apărătorul nostru, scutul nostru în Isus. Este ceva de-a dreptul miraculos. El, Dumnezeu, nu pleacă de pe banca judecătorului. Nici pomeneală, el va rămâne judecător. El, judecătorul, nu va schimba legea pentru noi. Nu va zice, stai puțin, să facem rabat, hai să ne prefacem că nu vedem, trecem, băgăm legea sub masă nițel. Nici pomeneală, o literă, o iotă, spune, nu se va schimba. Nu se preface că nu a văzut. Nu este mituit judecătorul ăsta pe sub bancă. El vede tot păcatul, toată vina și are toată condamnarea împotriva păcatului. Dar când acuzatul își mărturisește păcatul și vina și se declară cu totul vinovat și fără drept de apărare, Isus vine lângă el și ia asupra lui tot păcatul. Nu spune că nu este păcat, nu spune că nu era important, nu dă circumstanțe atenuante, nu spune că nu aveam de ales, că era mititei și proștuți. Nimic din asta. Toată legea stă în picioare, este absolut desăvârșită, este perfectă. Păcatul este înfiorător de păcătos și Isus ia totul asupra lui, și păcat și pedeapsă. Nu doar pedeapsă, ia păcatul, asta a fost cel mai greu. Și pedeapsa vine din partea unui judecător drept care nu lasă păcatul nepedepsit. Acuzatorul nostru, diavolul, în curtea asta de judecată, în, în scenariul ăsta, rămâne apoi perplex. Pentru că acum tot păcatul este acum pe Isus. Și el era menit acolo să acuze pe om. Și acum omul nu mai are păcat. Cel care își recunoaște păcatul. Și cel care îl vede pe Isus că ia păcatul lui și îl transferă asupra lui, asupra lui Isus, dintr-o dată rămâne fără păcat. Și diavolul nu mai știe cum să acuze un om care nu mai are păcat. Toată pedeapsa este acum peste Isus. Și judecătorul se întoarce spre noi și ne întreabă cum odinioară. Isus a întrebat pe femeia aceea prinsă în curvie. Femeie, omule, mai este cineva aici, în curtea asta de judecată, în piața asta aici, mai este cineva care să te mai poată acuza? Și femeia de atunci îi răspunde lui Isus, așa cum fiecare om iertat de Dumnezeu în curtea judecată îi răspunde: Doamne, nu mai este nimeni! Ce minune din alte lumi! Nu mai este nimeni ca să ne poată arăta cu degetul, pentru că păcatul a fost luat. Am intrat vinovați și făcuți praf, și ies de acolo neprihănit cu neprihănirea altuia peste mine. Așa povestește Elifaz. Eu, o, oh, eu aș alerga la Dumnezeu. Lui Dumnezeu, judecătorului meu, i-a spune necazul meu, spune el. Ce necaz am? Păi știm ce necaz avem fiecare dintre noi. Sunt îngrozitor de păcătos. Sunt desăvârșit de rău, așa spunea și Pavel. Până când spunea Pavel, chiar și atunci când vreau binele, ceea ce se întâmplă destul de rar, mă trezesc că tot răul îl fac, așa de mult rău am în mine. Și de cele mai multe ori nu vreau binele, vreau de -a dreptul răul. Am așa un ecaz mare, sunt rău și păcătos. Și Elifaz zice, eu aș alerga la Dumnezeu cu necazul ăsta al meu. Dacă asculți vocea Duhului ăla de groază, nu ai nicio șansă cu necazul ăsta cu păcatul. Dar, dar, el spune, eu aș merge însă la Dumnezeu și lui Dumnezeu i-aș spune necazul meu, păcatul meu. Și să vezi minunea atunci, spune el, Dumnezeu face lucruri mari și nepătrunse, adică ceva care e dincolo de înțelegerea noastră. Din pricina asta, Duhul ăla rău nu poate să înțeleagă, diavolul nu poate să înțeleagă ce înseamnă iertarea asta și ce înseamnă să ia cineva păcatul asupra lui. Dumnezeu face lucruri mari și nepătrunse. Și Pavel spune cam tot așa în Noul Testament. O, mărimea și strălucirea harului și a bunătății lui Dumnezeu rămâi așa cu gura căscată. Cât de minunate, cât de miraculoase sunt căile lui. Elifaz spune aici în cartea lui Iov, Dumnezeu va să ploaie asta pe pământ, Dumnezeu va trimite apă pe câmpiile astea uscate, El va înălța pe cei căzuți, adică cei smeriți, și va izbăvi și va scăpa pe cei necăjiți. Te-ai pus pe banca acuzaților? Ești unul dintre oamenii aia care a fugit de pe banca aia a procurorului și te-ai mutat pe banca vinovaților? Ai văzut starea ta? Ai acceptat setința lui Dumnezeu? Ai ajuns la pământ? E, atunci aici poți înțelege minunea asta. El înalță pe cei smeriți, el scapă pe cei necăjiți. Nu vrei să te pui pe banca aceea. Nu vrei să te pui pe banca celui vinovat. Vrei să stai, vrei să justifici viața. Vrei să-i explici lui Dumnezeu că de drăguț ești. Că ai fost, ai făcut duș dimineața și ți-ai pus cravată, te-ai bărbierit vrei să explici lui Dumnezeu că altcineva de vină este. Ai argumente, știi să explici. Ești în stare să-L impresionezi până și pe Dumnezeu cu înțelepciunea ta. Atunci înțelege altceva, spune Elifaz. Dumnezeu nimicește planurile oamenilor vicleni și mâinile lor nu mai pot să le împlinească. El prinde pe cei înțelepți în viclenia lor. Ei, oamenii ăștia, dau peste întuneric în mijlocul zilei, Băi, buie ziua în amiaza mare, trăiesc ziua ca și cum ar fi doar noapte. Și într-o zi, spune Scriptura, fără de legea, își va închide gura, dar nădejdea celui nenorocit va fi sprijinită. Trebuie să fii nenorocit ca să fii sprijinit. Elifaz ne spune nouă tuturor, ne spune ție, omule care auzi. În curtea asta de judecată sunt cei ce s-au pus pe banca acuzaților și-au mărturisit vina și greșeala. Este ceva grozav de dureros și de greu să faci. Dar atunci se întâmplă o minune aici. Spune Elifaz, ferice de cel ce îl ceartă Dumnezeu. El, Dumnezeu, îi va face rana și tot el o leagă. El rănește și mâna lui vindecă. El te va condamna și el te va ierta. El va spune că ești păcătos și el va lua păcatul asupra lui de șase ori cazi și ești izbăvit. Nu, spune el, stai, de șapte ori, adică numărul perfect, vei scăpa de atingerea celui rău și vei avea fericire în cortul tău, vei râde de pustire, adică nu mai ai de ce să-ți fie frică. Și toate, toate astea se întâmplă dacă auzi vocea asta. Eu aș alerga la Dumnezeu așa păcătos cum sunt, așa vinovat, așa murdar, eu, eu aș lua locul care mi se cuvine de vinovat și aș alerga la Dumnezeu. Să vă spun o istorie adevărată întâmplând într-o curte de judecată undeva într-un dintre statele astea din Sudul Americii, în Georgia, Alabama, undeva. Am auzit istoria asta de la omul care a trăit-o. Unul din avocații mari din America tocmai dădea să plece după ce terminase un proces când aude din sala vecină voci. Și așa, parcă împins de Dumnezeu, ăsta era și avocat și era și păstor. Deschide ușa și privește o priveliște obișnuită acolo. Erau mai mulți oameni care aștepta să le vândă rândul la diferite procese de astea mititele. Privind peste el, vede pe unul cu dosarul în mână, pe rândul din spate, dar nu avea avocat lângă el. S-a gândit, hm, ăsta o fi unul sărac sau unul inconștient care nu-și dă seama că totdeauna ai nevoie de cineva lângă tine. Și s-a dus, așa, împins de milă, cumva s-a dus la el, spunând: Ascultă, eu mă numesc cu tare și cu tare, sunt creștin și parcă simt că dumneata ai nevoie de avocat. Omul cu pricină, al chemat George, a răspuns scurt: Nu, nu am nevoie, mulțumesc. Avocatul nostru i-a răspuns: Poate nu înțelegi. E adevărat că eu în mod obișnuit lucrez cam cu 600 de dolari pe oră, dar eu îți ofer astăzi serviciile mele absolut gratis. Toată lumea mă cunoaște aici. George a replicat, mulțumesc, nu, nu pot accepta. Și avocatul l-a întrebat, omule, te pricep la drept, la legi, știi să ce se procedează aici? Nu, nu mă pricep. Ai atunci pe altcineva? Nu, nu am pe nimeni. Și nu vrei să te apăr. De ce ești acuzat? Sunt acuzat de un furt din magazin. Am furat pâine, lapte și salam. Omule, i-a zis avocatul după ce s-a uitat nițel în dosarul lui, eu pot să te scap așa cu ușurință. Însă spun sincer, dacă nu știi ce să zici și ce să faci aici, un curj rău de tot. Eu îl știu pe judecător. Vrei să te ajut? Nu, nu mulțumesc. Și avocatul ăsta s-a decis să rămână în sală să vadă ce o să pățească George ăsta. Spunea el, că de la el am auzit istoria asta, Spuneam am învățat de la George în ziua aia ceea ce nu m-a învățat niciun seminar teologic și nici o universitate ce înseamnă să te paci cu părâșul și cu judecătorul tău. Eram, spunea el, pastor și predicator și niciodată nu am învățat lecția asta până în ziua aceea. Când i-a venit rândul lui George ăsta, judecătorul l-a întrebat, ce cu tine, ești singur, nu ai avocat? Nu. Păi spune judecătorul să amânăm așa ca să ție unul. Nu, a zis George, nu vreau avocat. Cum, vrei să te aperi singur? A zis judecătorul. Nu sunt sigur de cuvântul aperi, a zis George, dar voi fi singur aici. Nu cred că mă apăr de nimic, dar vă rămân singur. Și asta a fost prima lecție, spunea avocatul nostru de 600 de dolari pe oră. Când ai greșit, du-te pe o linie dreaptă. Isus a zis, du-te la fratele tău dacă ai greșit. Du-te tu, nu trimite pe altul. Nu încerca să repare așa prin proxy, prin altul. Dacă ai ceva de mărturisit, du-te tu direct. Judecătorul un pic mirat i-a zis lui George, omule, bine, foarte bine, nu vei avea avocat. Uite ce pot să fac pentru tine, hai să nu judecăm astăzi cazul, că probabil că nu ești pregătit, îl amânăm peste trei luni și peste trei luni chemai și procuror, pe polițai ăla care te-a arestat în magazin, poate cumva vă înțelegeți, vă înțelegeți ceva și te terminăm toate tărășenii asta cu pâinea și cu laptele și cu salamul, ce zici? Era așa o ofertă de simpatie și foarte surprinzătoare din partea judecătorului ăsta, care era cunoscut să fie foarte sever. Și George a răspuns, nu, vreau să rezolv toată problema astăzi și aici. Adică, vrei să faci ceva fără avocat, fără declarație de vinovăție sau nevinovăție? Da. Și spunea avocatul, am învățat a doua lecție a împăcării. Fă ce ai de făcut prompt, nu amâna. Dumnezeu ne cheamă pe toți la pocăință și la împăcare. Majoritatea oamenilor, să știți, nu îl refuză, nu zice, lasă-mă în pace. Nu, zice, nu vreau împăcare cu Dumnezeu, nu mă interesează. Majoritatea doar amână. Am să mă mai gândesc mai târziu, sunt prea tânăr acum. Am să mai mă gândesc la pensie. am să. Când Pavel a chemat la pocăință pe cei care erau sușpuși, pe cei din conducerea mare, a primit răspunsul ăsta, asupra acestor lucruri te vom asculta altă dată. Așa a gândit Iacov, să amân, să amân, poate se vor rezolva problemele singure. Nu ne dăm seama că adevărata prioritate a reconcilierii, a împăcării, a iertării. Una din cele mai mari greșeli pe care părinții le fac este să amâne o discuție dificilă cu copiii lor. Există un principiu al împăcării, cu cât este mai târziu, cu atât ai de plătit mai mult. Dacă amâni, spune, vei ajunge, poate într-o zi la închisoare, spune Iisus, împacă -te cu părâșul tău repede, câte vreme ești cu el pe drum. Dacă amâni, e posibil să ajungi la închisoare. De acolo e posibil să... Cine știe ce se întâmplă? Vei avea de plătit ultimul bănuț? Acum judecătorul ăsta, văzând că George vrea să fie judecat prompt, i-a zis, bine, George, cum vrei, cum vrei să pledezi? Vinovat, nevinovat sau vinovat cu explicații? Majoritatea celor ce pledează vinovat o fac cu explicații. Care e alegerea ta? Și George a răspuns, vinovat. Bine, George, poți să dai explicații. Nu, a zis George, nu doresc să dau nicio explicație, sunt absolut vinovat. Am furat, nu am nicio scuză. Judecător, așa puțin încurcat, a luat dosarul în mână, l-a răsfuit câteva minute. George, uite, văd aici că ai lucrat toată viața la fabrică. Da, am lucrat. Văd că secția ta s-a închis și ți-ai pierdut slujba. Da. Scrie aici că soția ta nu lucrează și ai cinci copii. Da, e adevărat. Scrie că ajutorul de somaj și omaj a expirat acum două luni. adevărat? Da, e adevărat. Scrie că ai furat pâine, lapte și salam, e adevărat? Da. Ai făcut-o așa să rănești familia? George s-a gândit nițel și a zis, domnule judecător, dacă vreți scuze și explicații, pot să le dau aici până mâine dimineață. Pot să știu să mă scuz, să arăt o felul de circunstanțe atenuante, dar vă spun că asta nu rezolvă nimic. Eu nu am fost crescut așa, eu am fost învățat spre bine, am avut părinți buni, soție bună, nu există scuze pentru ce am făcut. Nu pot să mă gândesc la scuze. Merit să fiu pedepsit, am făcut rușine familiei mele și lui Dumnezeu, am furat, atât. Spunea avocatul nostru faimos, George, m-a învățat a treia regulă a în împăcării. Dacă vrei să te împaci, fă-o absolut perfect, total și complet. Nu pe jumătate, nu pe trei sferturi, complet, complet, complet. Spune în scriptură, mărturisește-ți greșeala, dar nu da pe față taină altuia fă complex și fă înțelept. Adică nu amesteca greșelile altora cu cele pe care tu le mărturisești. Asta e una dintre greșelile mele, mele ale lui Andrei, care le fac adeseori. Amestec rău de tot lucrurile. Tot astfel, când venim înaintea lui Dumnezeu, nu mai spunem spune mizilicurile alea, adu înaintea lui greșelile care dor păcatele. Și avocatul care ne-a spus istoria asta spunea, m-am îngrozit. M-am gândit, eu aș fi putut să-l scap doar cu o mustrare, cu ceva ore de serviciu civil. Dar acum judecătorul nu mai are nicio bază în care să nu-l condamne cât lasă legea. Ăsta a rămas fără niciun scut în fața legii. Am să stau aici să văd ce se întâmplă. Judecătorul a zis, e bine, atunci nu mai rămâne decât să pronunț sentința, George. George, pentru ofensă asta, pedeapsa maximă este 90 de zile în închisoare și 1000 de dolari amendă, Văd, văd totuși, spunea el, ceva, circunstanțe atenuante, chiar dacă tu tu nu le arăți. Ce am să fac? Este sentința, este. Am să, am să te condamn, George, te condamn la. Și s-a oprit un minut, două. Și spune avocatul, așa ceva nu mai văzusem în viața mea. George, spune judecătorul, știu că trebuie să te condamn, dar nu pot. E prima oară când nu pot, oricât aș vrea. Te-ai pedepsit singur. Așa o mărturisire eu n-am mai văzut. George, uite ce fac. Am să pun cazul deoparte. În mod automat. Dacă nu se mai întâmplă nimic timp de 12 luni, cazul va fi eliminat. Nu vei avea nimic în cazierul tău, nimic în istoria ta. Totul este șters. Ca și cum nu a fost. Poți pleca. Isus a întrebat-o pe femeia aceea. Femeia este cineva aici care te acuză? Și femeia s-a uitat și a zis, nu mai este nimeni. Și Isus i-a zis, ascultă, poți splica, du-te și nu mai păcătui. Dumnezeu ne zice nouă fiecăruia. Și așa sunteți într-o curte de judecată toată viața voastră. Și așa, la urmă, nimeni nu va scăpa de o judecată a lui Dumnezeu. Veniți totuși să ne judecăm, zice Domnul. Dar majoritatea covârșitoare a omenirii spune nu. Nu vreau, să, nu vreau la judecată, eu sunt bun, sunt nevinovat. Și dacă am făcut rău, nu este vina mea, e vina lui la lui la lui Dumnezeu, nu vin la judecată. Și rămâi fără apărător, fără mijlocitor. Și rămân așa cum erau, îmbrăcați în faptele lor bune, adică în cârpe murdare, cu care ne împopoționăm o viață întreagă, în fața unei oglinzi mai murdare, care ne șoptește minciuni ca în povestirile acelea. Și în ziua când dreptatea și judecata finală a lui Dumnezeu va străluci, toate cârpele murdare vor apărea așa cum sunt. Veniți totuși să ne judecăm acum, aici, zice Domnul. Și sunt unii care copleșiți de starea lor și de strigătul lui Dumnezeu, ca George, fac un pas și intră la judecata dreapta lui Dumnezeu. Și aud spre facția întregii curs de judecată cuvintele acelea care urmează la Isaia. He, atunci de vor fi păcatele voastre roșii ca și cârmâzul, se vor face albe ca lână, se vor face albe ca zăpada. Poți pleca, nu ai făcut nimic, ești curat ca zăpada. Din cartea lui Iov, din capitolele astea 4 și 5, auzi, fiecare dintre noi putem auzi chemarea lui Dumnezeu, vino omule, veniți să ne judecăm. Și auzi din stânga o amenințare a unui duh distrus. Nu există șansă la judecata asta lui Dumnezeu, nimeni nu scapă, toți sunt vinovați. Și apoi auză o altă voce. Eu, eu, totuși, aș alerga la Dumnezeu, m-aș da pe mâna lui. Și așa se naște un om din nou, din Dumnezeu, din pocăință și din credință. Și așa omul se dezbracă de neprihănirea lui și îmbracă o neprihănire care nu este a lui este a Lui Hristos și din pricinică că Lui Hristos este o neprihănire care va dura veșnic, perfectă și totală. Și astăzi te cheamă și pe tine Dumnezeu, așa cum m-a chemat și pe mine. Ești tu sau nu ești vinovat? Și îți spune, eu am zis da și am fost scăpat. Eu am zis da, dar tu Amin. Ați ascultat un mesaj susținut de Andrei Popescu, pastor al Bisericii Baptiste din Beaverton, Oregon Statele Unite ale Americii.